în general gravă, evoluează, cum am spus, spre complicațiile astea cardiovasculare, în primul rând, care dau mortalitate, deci se moare, din obezitate se moare. De aceea trebuie mare Da, atenție, da? da, Și privită totuși cu seriozitate, zic eu. Pentru că e, nu? Dacă mortalitatea este așa da, de da. ridicată. Așa. Să ne spuneți puțin, când apelăm la tratamentul chirurgical? Sau, bun, să zicem, în bistrița nu este, dar cineva vrea să meargă. Se Ce poate metode se pot folosi? folosi metode Auzeam de estetice. acele inele care se pun. Da. Se extrage o bucată din intestin, practic se operează, se înlătură, se scoate o bucată din stomac, se scoate o bucată din intestin, se pune un fel de inel pe stomac. Sunt Și atâtea acest inel, procedee. ca de exemplu, reduce senzația de foame sau mănâncă mai puțin, nu, Da, pacientul? deci se reduce volumul stomacului, deci nu mai poți să mănânci mult. Și aici am văzut pacienți care s-au operat și totuși n-au obținut mari rezultate. Și Și mai plus este că acea sunt liposucție, nu? liposul. Care Asta este un tratament e deja estetic. estetic care costă foarte mult și nu știu dacă cine își permite așa ceva. Sau chiar dacă probabil își permite, după aceea trebuie să țină Da, regim, da, adică da. trebuie totuși. Eu cred că Mai important e să începi, să faci primul Exact, pas, da, exact, probabil exact, pacientul să-și dorească într-adevăr acea schimbare, nu? exact. Să fie ajutat și sfătuit ca să înceapă un nou regim de. Multă lume nici nu-și dă seama cât este de bolnav. El crede că așa e normal Da. să fii gras, să fii mare, Bine, să la fii țară, bufelit. în general, zice că Da. grasă, roșie și frumoasă. Da. 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 Dar spuneți-mi așa, din experiența noastră, vin persoane care vin cu alte afecțiuni? Avem un telefon? Alo? Alo, bună seara! S-a întrerupt? Alo? Se pare că nu mai a renunțat. Alo? Deci vine o persoană, să zic, cu alte afecțiuni și descoperiți de fapt că suferă și de obezitate, nu? Da. Sunt multe? Da, sigur, cum să nu? Da, Sau nici nu realizează că da. avem Da, din nou, cred că, un telefon. Alo? da. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Aș dori să, deci eu sunt în cealaltă parte, nu cu obezitate. Am ajuns mai târziu și n-am auzit-o din emisiune. Așa. Am slăbit într-o lună 4 kg fără să fac nici cură de slăbire. Mi-am făcut analizele. Nu sunt bolnavă. Am 50 de ani. Mănânc normal. Ce aș putea să fac? Deci n-am făcut efort să slăbesc, dar nu mi se pare normal. Da, deci asta e întrebarea. Da, o să ascult la televizor. 4 kg într-o lună poate să fie și mult. Acum trebuie văzut. Poate să fie o boală ascunsă care evoluează neoplasme sau cancere sau mai știu eu ce. Trebuie văzut, făcut analize, investigat. Dar pe fond de stres Se se poate și poate pe slăbi fond și de pe stres. fond de stres, Exact, nu? exact. Sau poate că dumneavoastră a făcut efort mai mare, a alergat mai mult, deci n-a consumat mai puține alimente, dar poate a făcut efort mai mare, nu și-a dat seama, așa, a făcut mai mulți pași într-o zi decât înainte și slăbește, sigur, Bine, că acum și 4 kg. în preajma sărbătorilor lumea e mai agitată, Da, da, se mai poate, se lucrează poate, mai se mult, poate. curățenie, cumpărături, serviciu, probabil că stresul e mai mare și atunci. Da. Deci 4 poate. kg, 4 kg nu e mult, să știți. Eu am observat un pacient, dacă îl pui pe cântar dimineața și seara, este o diferență de 2 kg. Deci dimineața, Este mai ușor, nu? după ce mergi la toaletă, să spunem, ai o greutate. Și seara, după ce mănânci și ai acumulat și tot, ai cu 2 kg în plus. Deci ai 2 kg. Și mai punem încă 2 kg să fie 4, 2 kg într-o lună e puțin, zic eu. Deci nu e, zic eu că nu este o. Acum poate v-am speriat cu ce am spus, dar înainte, 4 kg nu este mult. Când slăbești 10-15 kg într-o lună, atunci e un semnal puternic, sigur. Da, zicea doamna că rezultatele au fost bune. Înseamnă că probabil tot pe bază de stres, mă Se gândesc, poate. nu? Acum trebuie Urmăriți și urmărit, probabil da, exact. alte analize, nu? Da. Așa. Deci eram la terapia, la tratamente chirurgicale, am amintit. Să-mi spuneți puțin dacă trebuie, știu eu, ceva investigații. Ce investigații se fac pentru a pune diagnosticul?
Deci la obezitate, da. cele mai frecvente investigații sunt examenul endocrinologic. Deci prima dată să eliminăm o boală endocrină și tratată, bineînțeles, ca atare. După aia, analize de sânge, urina, transaminaze, colesterol, urei, acid uric, toate care se fac astea, văzut starea rinichiului, starea ficatului, starea inimii. În general, cam toate organele sunt afectate în obezitate. Așa, și se pare că nu mai avem prea mult. O să vă rog pentru final să ne dați ceva sfaturi pentru telespectatorii noștri. Cred că sunt în domeniul obezității, sunt atâtea informații încât la un moment dat oamenii sunt induși în eroare. Pe internet, pe mass media sunt multe informații uneori contradictorii. Important este să meargă la medicul de familie dacă simte că este obeză persoana respectivă și să urmeze acel program de care spuneam înainte, acel tratament și plan care se stabilește împreună cu medicul de familie. Și o persoană își dă seama că este obeză, așa cum spuneați, când depășește anumite... Da, păi vezi că nu te mai cuprind hainele, păi vezi că te miști greu, nu te mai poți apleca. Deci, sunt niște semne care trebuie să-ți dea de gândit. Te duci la medic cel puțin o dată pe an, numai așa ca să-ți iei o tensiune și medicul imediat vede, stai, ce s-a întâmplat, că anul trecut parcă nu era așa, și apare imediat o discuție și se poate începe un tratament corect dacă se constată obezitate. Da, deci trebuie evaluată. De exemplu, o persoană când vine la mine se face o evaluare a stării absolut, de sănătate, absolut. Nu? În primul rând se face o cântărire, greutate, înălțime, tensiune, temperatură, sigur, o glicemie și toate astea. O anamneză, exact, un istoric. Se notează într-o fișă și după o perioadă se compară. Vezi că ai avut 70 de kilograme anul trecut, acum ai 100, deci s-a întâmplat ceva, sigur. Știți ce se întâmplă? Știm foarte multe și punem prea puțin în absolut. Practică. Absolut. Aici este rezultatul. Este nevoie de o educație alimentară? Ce ziceți? Da, este. Este. Ar fi bine să înceapă și din școli? Da, da. De mic copil să fie învățat, nu? Da. Ce este bine să mănânce, cât, cum, câte mese? Da, sigur. Da. Se pare că nu mai avem timp. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mai aveam multe de spus, dar nu mai avem. Vă doresc sărbători fericite. Și, mulțumesc asemenea. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune. Aveți grijă de greutatea dumneavoastră. Cumpărați-vă un cântar și folosiți o farfurie mai mică. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, multă sănătate și vă doresc o seară excelentă alături de ASTV.